Miercuri, 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, este zi liberă prin lege. Bugetarii vor mai primi încă două zile libere, în 16 și 17 august, adică joi și vineri. Acestea vor fi urmate de zilele libere din weekend, 18 și 19 august, astfel că bugetarii se vor bucura de o mini vacanță de 5 zile libere. Excepție, locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă, precum și magistrații și personalul din instanțele judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termene în 16 și 17 august. În acest an, următoarele zile libere vor fi în 30 noiembrie de Sfântul Andrei și în 1 decembrie de Ziua Națională a României, precum și în 25 și 26 decembrie de Crăciun.